Primarul Parisului, Anne Hidalgo, a notat în Sena, îndeplinind astfel promisiunea făcută în luna ianuarie, cum că va nota în râu înainte de ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice. Prin această acțiune, edilul a demonstrat îmbunătățirea calității apei din Sena. Primarul din Paris a ținut de cuvânt. Anne Hidalgo a notat în Sena ca să demonstreze că apa este curată pentru Jocurile Olimpice. Îmbrăcată în costum de neopren, Hidalgo s-a scufundat în râu în apropierea primăriei și a Catedralei Notre-Dame, fiind însoțită de Marc Guillaume, prefectul regiunii Paris. Alături de ei a notat și președintele Comitetului de Organizare al Jocurilor Olimpice, Tony Estanguet. Efortul face parte dintr-un proiect amplu de 1,5 miliarde de dolari pentru curățarea Senei, incluzând construirea unui bazin subteran și modernizarea infrastructurii de canalizare. Evenimentul vine după un șir de amânări și multiple teste de calitate a apei. Jocurile de vară încep pe 26 iulie cu o ceremonie fastuoasă în aer liber, care va include o paradă a sportivilor pe bărcile de pe Sena.